Sunteți vinovați? A distribuit pentru organice? Tehnică de calcul, 14 dispozitive electronice de mărunțit și cântărire, 3 aparate pentru confecționarea artizanală a țigărilor, aproape 50 de telefoane mobile și cartele, precum și peste 300 de grame de cannabis și substanțe psihoactive, au fost ridicate astăzi în urma descinderilor. Drogurile le procurau din țară, cu predilecție din București, este vorba despre studenți, sau prin curierat, de la dealer din țară sau chiar din străinătate. Procurorii DIICOT mai spun că membrii rețelei distribuiau substanțele psihotrope în preajma școlilor, iar activitatea luase o amploare îngrijorătoare. Substanțele se distribuiau pe lângă licee, centru universitar, centre universitare din Târgu Jiu. Dealerii erau tineri între 17 și 30 de ani. Procurorii au fost sesizați inclusiv de conducerea Spitalului Județean Târgu Jiu, unde numărul tinerilor care ajungeau în stare foarte gravă ca urmare a consumului de etnobotanice a crescut. De la începutul anului până în prezent s-au prezentat în serviciu de urgență 25 de cazuri care au consumat etnobotanice, majoritatea dintre ei fiind tineri. Dintre ăștia 25, majoritatea au fost dirijați spre psihiatrie pentru tratament psihiatric și pentru îngrijire, iar câțiva dintre ei care au avut niște manifestări cardiace au fost dirijați spre cardiologie. Acțiunea a beneficiat de sprijinul de specialitate al Departamentului de Informații și Protecție Internă și al Serviciului Român de Informații.